Cu toate greutățile întâmpinate și cu toate lipsurile determinate, în principal de situația de ansamblu a societății românești, activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila s-a desfășurat în condiții bune, misiunile operative fiind prioritare, personalul Inspectoratului acționând permanent pentru îndeplinirea la nivel superior a obiectivelor stabilite. Sintetic, activitatea operativă s-a materializat în 4.631 acțiuni de răspuns în urma producerii situațiilor de urgență, în medie 13 pe zi, la care au acționat serviciile profesioniste sau serviciile voluntare și private pentru situații de urgență. Comparativ cu anul 2012, numărul evenimentelor produse în zona de competență a înregistrat o scădere de 5,96%, respectiv de la 4.925 la 4.631 în anul 2013. Obiectivul fundamental al întregii activități desfășurate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila a vizat eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență în vederea menținerii sub control a riscurilor și restabilirea stării de normalitate a vieții comunităților umane după producerea acestora. Și cum neglijența cetățenilor duce uneori la pagube și chiar la pierderi de vieți omenești, pompierii militari din Brăila au desfășurat în 2013 campania Foc, flăcările omoară copiii, campania Risc, renunță, improvizațiile sunt catastrofale și campania de informare a autorităților publice locale și de sensibilizare Vreau să fiu voluntar. Este îmbucurător faptul că la nivelul județului s-a manifestat o scădere a evenimentelor cu impact negativ. Mă refer aici la numărul de incendii, care a avut o scădere destul de consistentă. Deci, aceste campanii derulate înseamnă că încep să-și atingă scopul propus, acela de a crea o cultură populației și de a contribui hotărător la salvarea vieții în primul rând. Dacă când lăsăm copii să se joace cu focul sau când facem noi foc așa pe unde ne trece prin cap, atunci sau când instalația electrică este improvizată și naște incendii, atunci cu siguranță că lucrurile acestea nu mai sunt accidente, ci sunt lucruri care se datorează neglijenței noastre la un moment dat. Atunci toate pagubele care au fost evaluate aici, sau cea mai mare parte a lor, și toate pagubele colaterale care se întâmplă, că dacă ai rămas fără acoperiș deasupra capului în mijlocul iernii, dincolo de valoarea acoperișului, după ce ni se întâmplă, toate lucrurile astea cred eu că trebuie să le avem în vedere mai mult și să discutăm mai mult cu cetățenii, să avem mai multă activitate preventivă. În 2014 rămâne însă de rezolvat problema accesului cu surse de apă, 8 comune brăilene fiind la ora actuală fără sistem de alimentare cu apă pentru incendii. Doar în satul Jugureanu este rețeaua de apă, dar nu sunt montați încă hidranții, termenul de finalizare a lucrării la fel trimestru 1-2014. În comuna Zăvoaia lucrările sunt începute, au fost forate 3 puțuri, s-au montat 8 hidranții în satul Zăvoaia și 4 în satul Dudescu, iar termenul de finalizare a lucrărilor este la semestrul 1 al anului 2014. Comuna Chiscani nu a prevăzut fonduri și nici nu a depus proiecte în vederea rețelei de apă. Comuna Cireșu a depus un proiect la fondul de mediu aprobat, dar încă nu a obținut finanțarea. Comuna Mărașu nu a prevăzut fonduri și nu a depus proiecte. De asemenea, pompierii brăileni își mai propun ca în acest an să dezvolte sistemul de comunicații și cel informatic prin crearea unei rețele interne și să sporească în mod deosebit climatul de încredere în instituție, ca urmare a modului profesionist și echidistant de soluționare a solicitărilor și petițiilor adresate de cetățeni.